Mai sunt 3 zile până când vom putea descărca certificatul digital pentru călătorii în străinătate. De la 1 iulie vom găsi documentul pe platforma certificatcovidguvern.ro. Autoritățile spun că au pus la punct ultimele detalii, iar în ședința de guvern de mâine va fi adoptată și ordonanța de urgență cu toate reglementările. Cei care vor intra pe platformă își fac cont, apoi primesc un link pe adresa de e-mail de unde vor putea accesa acest certificat. Pentru cei vaccinați, certificatul va fi valabil un an de zile, iar pentru cei care au trecut prin boală, 180 de zile. Documentul este valabil 24 de ore pentru cei cu testul antigen și 72 de ore pentru PCR. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.